îndrăznesc să vii cu flori la mine, ingratule! Amor, am adus flori, cu ce te-am supărat? A, nu știi, a? A? Păi vrei să te duci la Monte Carlo fără mine? Nu e pentru mine, e pentru baba! Și până la urmă a reușit să te cucerească! Mă lași pentru... pentru o uscăciune, pentru mumia lui Tutankhamun, pentru poveștii din criptă, seria 4. Amore, adesso basta! Liniștește-te, că dacă te uzi de coteu și-ar pe tine și zăduși naibii tot planul. Care plan, Putin? Ăla care lud acum e un bilet numai pentru baba. Se pleacă un weekend la Monte Carlo și scăpem de ea. Se putem sta liniștit noi doi. Puti, tu ai nebunit? Păi crezi că tanti e proastă să plece să ne lase singuri pe noi doi? Plus că dacă află că de la tine e biletul? Nu află, că îi zic că l-a castigat la un concurs. Și în plus când îi zic că e la Monte Carlo, acolo sunt numai bogătași tineri. Pleca sigur. Am auzit, bogătași tineri! Unde sunt? Îi vreau pe toți acum, unde sunt? La Monte Carlo sunt, acolo la casino. Vă așteptă numai pe matale. Macaronele, tu-ți majori de mine? Păi eu sunt acela în București și Monte Carlo-i la mama dracu. Cum ajung eu acolo, ai? Să mă duci tu, a? Nu, 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 eu, el. Eu cine? Care bune? El, adică biletul ăsta, tanti. Ce cu biletul ăla? Ce? Un weekend de lux la Monte Carlo. 5 stele cu jacuzzi. Cu jacuzzi? Cine mă doar de călășuri? Vreau! Cu șampanie. Cu șampanie în jacuzzi, vreau! Dom Perignon! Și cu Dom Perignon în șampanie din jacuzzi! Îl fac praf! Dar cine e domnul Perignon ăsta? Bre, Dom Perignon e o șampanie de lux, ca și Moët. Păi atunci se schimba calimera, măi. Vreau Moët, da, asta că sună mai bine. Comanzi când vrei, matale, e all inclusive. Ești all inclusive, va, ce mișto. Abia aștept, ule, 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 ce bucurie, abia aștept. Ia stai. Acum eu de acasă. De unde e biletul ăsta, eh? Nu cumva tu ai făcut rost intenționat de el să mă trimiți pe mine la mama dracului ca să poți să rămâi singur cu asta? Nu, bre, l-ați câștigat, vi l-a dus poștașul acasă. Iete, bă, a venit poștașul de nou și până în București după mine. Dar de la ce l-am câștigat, că n-am jucat la nimic? La... La? La... Hai zi o dată. La o tombolă organizată de casa de pensii. Corect! Iete, bă... Adică împrăștia aceea de la casă de pensii. N-au bani să ne trimite la Sovata măcar. Și mă trimit pe mine la Monte Carlo. Da, bre, e o politică nouă. Că decât să trimită mii de pensionari la băi în condiții mizere, mai bine trimit doar unul, dar la super lux. Super lux. Și de ce nu ne trimit pe toți la super lux? Păi poate, bre, guvernul să dea moed la toți pensionarii? Iată că poate, și-o face de ani de zile. Dar mă rog frumos, știi bafta mea? Mă duc să o câștig. Când e plecarea? Acum în weekend. Da, chiar ești de acord să pleci? Păi normal, eu vreau să merg, doamnă. Să-i las pe tinerii, a făcuta să mă aștepte. Că sunt o doamnă, ce? Pielea mea. Da, ați înțeles că mergeți singură, fără mine? Normal că plec singură fără tine, că doar nu te lași pe tine acolo la depravare. Tu o să rămâi acelea în București cu... cu Puti. Ne, cu măta. Cam să ajung să vină în coasă să te păzească. Că n-am de gând să vă las singure, că sunt eu plecat în Monte Carlo. Că vă vin niște idei grece după aia. La Monte Carlo și cu o sticlă de muie rece. Fine, mătă! A trăit, șeful! Suntem gata de treabă! Dar numai noi, că Chiorete n-a venit! Știu, mă! E la o pândă cu Afrodita. Urmăresc de aseară un producător ilegal de filme porno. Stau de 12 ore împreună și se uită la filme cu mascări. Vă dați seama, săracii, cred că sunt frânți. Mâine le dau liber. Sigur că da, ca să poată să pună în practică ce au văzut în filmele alea. Și noi n-am văzut nici măcar un Tom și Jerry cu ea. Bă, țarnic, mincinos și mai zicea că urăște femeile, a? Și noi am pus botul ca proștii. Bă, ăsta ne-o suflă iar de sub nas. Trebuie să facem ceva să-i despărțim. Trebuie să facem cumva să nu mai fie prin preajma ei. Păi asta am zis eu, zici tu ceva nou. Trebuie să facem ca zici să nu... ceva nou. Să nu mai stea în birou cu noi și cu Afrodita. Să fie mutat. Că ochii care nu se văd, se uită.
am o idee. Ce dracu e asta, mă? Acid piciorii sau cremă de ciorapi? Clei de oase. Mamă, ce pute! Eu n-am știut că oasele fac și ele clei. Credeam că numai urechile. Te duci să-l chemi să vină repede să se așeze, că dacă nu, ne asfixiem naibii de la miros. Ah, și gata? Stai puțin, stai puțin. Ascunde aia, hai! Stai! Hai! Gata! Chiorete! Chiorete! Oh, nu mai te regni că te-am auzit. Ia uite, fă și tu cerere, că a zis șeful să completez pentru zilele alea libere. Stai jos. Da. Păi dă-te mai încolo. Stai, mă, stai și tu pe scaunul al tău, că aici am eu treabă, tu nu vezi că am treabă. Da, dracu, aveam brâncă, ce nu puteam să-ți șadă acolo. Mă pui tu unde vrei. Da, stai acolo, jos. Mă, nu care cumva v-ați împuțit? Pe sistem nervos, că vă roade pisma că eu lucrez la cazuri celebre și voi frecați bărbunca pe acipul în birou? Mhm. Ești sigur că noi ne-am împuțit? Da, mă, da. Că așa e la petreuși și ofticoși, urlă invidia ei și încep a puță. Te-ai și apucat de raport că eu... Ce naiba miroase, mă? A Petreuș și Ofticoș, șeful. Sau a țărănoi infect. Hai să fie că te găsește, dragi. Ia verificați, șeful. Ce face șeful? Așa miros câinii, mă. Și dacă ei sunt cei mai meseriași, am zis să le fur tehnica. Trebuie să învățăm de la cei mai buni, nu? Da! Păi... Ia vedeți, șeful. Ăsta nu miroase. Mhm. Se strânge lațul, țărănușule. Nu s-ar zuruche, dracu. Șefu, sper că nu mă pune și pe mine să fac așa ceva. Dar nu e, stai, că nu e ce crezi, Afrodita. Ba, e vorba despre împerechierea la câini, nu? Șefu, eu nu fac așa ceva, am înțeles. Ne jucăm de-a scufița, de-a poneiu, dar eu nu sunt maidaneză. E, nu. A treacu de acasă. Chiorete, nu vă mai prefaceți, bă, că vă urâți, că e penibil. Dar cine a zis că ne urâm, Matescule? A, deci recunoști că... Nu recunosc nimic. Ura e un sentiment și eu pentru țăranul ăsta nu mai am niciun sentiment, da? Mi-e scârbă, da? Îmi vine să vomit. De la mirosul ăsta, că și mie mi-e rău. Ați văzut că nu-i de la mine? Dacă tu nu miroși, atunci cine... Ăsta miroase! Eu? Da! Ce dracu, mă, te-ai împuțit peste noapte? N-are cum, bre, șeful, că... Păi nu ce mă simțea asta, că am șezut bot în bot atâtea ore? Moi fi obișnuit, șeful, că ăsta mai nou e un infect 24 de ore din 24. Așa că te găsești, intră, țințarul, și ne-a cucăsă! Șeful, e imposibil! Eu n-am puțit așa în viața mea! Nu. O fie de la adăpostul care a șezut ascuși. Aiurea, frate, eu de ce nu puteți, șeful? O făcut o boală de-aia de piele. Ce? Cred că cel mai bine, până să elucidează cazul, e să-l îndepărtați de aici, să face secția de râs. Și repede, șeful, până nu le dă puturoasa și la ponei, că ei sunt sensibili, mititei. Chiorete, fugi acasă și te spală. Și dacă mai miroși, îți mut biroul la subsol până faci investigații medicale. Hai! Și dezinfecta și scaunul ăsta pe care a stat el. Hai, da. Băi, ne-am luat dispozitiv de la de vorbit fără mâini. Ca Michael Jackson. Băi, ce vă mă vârtoșa, făi. Nu pentru șofat, făi, că nu șofiești. Ca așa mâinile libere, că acolo unde merg eu o să le ocup cu alte chestii, cu bogătani, eu, dacă mă înțelegi. Și de ce te-am sunat? Cât sunt eu plecată, tu trebuie să vii aici la București să ai grijă de fita, că-i dă târgoale un macaronar sexos. Fă-i Viorita! Știi pe-acu cu timpul? Îți faci timp să vii imediat la București! Că dacă nu-ți faci timp să fii acelea, chiar că nu o să mai apuci să faci nimic altceva! Că o să-ți ocupe toată vremea crescutul nepoțelului, ne-am înțeles? Îți faci bagajul și vii imediat la București! E, firatele alea, cu cine dracu o semăna? Păi,
că sunt eu plecată și nu lași pământa să se dea la feblețea mea, că vă prăfui pământul! Păi, crezi că se uită bremă mica la Mârlanu? Dar nu la Mârlanu m-a referit, Toanto, ci la Putinel, că și măta era de mușcă. Păi, normal că doar sunteți surori, nu? Ai zis ceva? Nu, mă duc să vă la ce oră are tren. Sărmână! Alo, Miorița! Tot eu sunt! Auzi, tu nu mai trebuie să zic că nu mai plec. M-au sunat aia de la Monte Carlo, care se termină șampania aia scumpă și nu mai au ce să-mi pun în cadă. Hai, spor la ce ai zis că ai de făcut. Păi ce credeai vrăjitoare? Că eu nu sunt tot din neamul vostru, hă? Opa! Fata a avut trageri de noapte, a? Cine e meseriașul că te-a cam frânt? Un producător ilegal de filme porn. Păi de asta e meseriaș. A furat tehnica. Dar tu parcă nu te încurcai cu interlopi. Teo, l-am filat, nu m-am culcat cu el. Am fost în misiune și culmea cu chiorete, că de-aia și sunt așa frântă că m-a terminat psihic. Și te mai duci și diseară? De ce? Am și o întâlnire și mă gândeam să-l aduc aici. Adu-l liniștită că diseară mă duc la secție, că am de întocmit raportul misiunii. Bravo! Deci ne-am înțeles? Să nu vă împingă cu coarne, să o lăsați pasta mică să plece, până nu vine măsa să o preia, că știți ce vă așteaptă, amândoi. Da, nenea, ăsta, tanti. Da, fă. Breta, e revoltător ce vrei să faci. Mă tratezi ca pe un copil mic. Mai bine așa! Decât să te tratezi de copil mic. Adică de borțoșenie acută, cu tendință de cronicizare. Auzi, bre, dar măsa, cum arată? Adică întreb ca să recunoaștem că vine, să nu... Dacă trimite scalțul de pe cineva în locul și noi nu știm ce o dăm la altul? La asta nu m-am gândit. E mai deștept Mârlanu ca mine. Bravo, Mârlanele, bravo! Văd că ai început să te deștepți. De frica violului. Eu? Bun și așa. Vedeți, mă, cum vă ajut eu să evoluați pe toate părțile? Eu ca eu, dar să vedeți ce vă violează măsa, dacă pățește ceva. E tot așa ca dumneavoastră? Paul. Ce vrei să spui? Adică cum? Adică așa... aprigă la mânie? Nu, e doar bagaboantă. Că de-aia a trimis-o potfisa la oraș, ca să poți să-și facă de cap. Chiar așa, Bobocico, cum mai arătăm măta, bă, că nu mai am văzut-o de mult. Păi, cum s-arate, bre? Cam așa ca mine arată. Proaște? Stai, mă, fata, că de-abia vreau să fac și un duș. Dar n-ai bine, duș, că afacerile nu așteaptă. Vrei să faci niște bani grămadă, rapid? Pot? Normal, dacă mă asculți cu atenție, ăștia... sunt ai tăi. Vrei, nu? Da. Păi, dracu, numai un Tom, un Jerry la televizor. Ce faceți, mă? Mergem până la mall să-i luăm un cadou lui mămica. Nu mergeți niciunde, că a zis violatoarea. Adică, tanti. Că până nu vine cealaltă violatoare... Adică, măta. Să nu te lăsăm să ieși. Pupă să merg cu Costel, mă supraveghează el. Ce vorbești? De unde știm noi că ăsta nu-i pe felie cu scalțone, că tot timpul caută să-i se mange pe sub piele? Păi, Mârlane, tu ești idiot? De data asta nu mai sunt, că ai văzut, că ai zis și violatoarea... Adică, tanti? Că m-a deșteptat. Bine, mă, treaba voastră. Dar dacă o să-i vină spumele lui mămica, că nu i-am luat niciun cadou, voi vă descurcați cu violul. Sofico, Sofico, dar duceți-vă, mă, nu vă luați după idiotul ăsta! Duceți-vă, nu... Că nu s-a deșteptat deloc, ba, din contră. Ce? Și de ce să facă măta spune ce-a băut de rog? Hai mă, dă-i cu mai mult acum, că o să vină ăsta curat, o să-și dea și cu parfumuri. Dă-i ca lumea. Ce faci? Ce faci, Afrodita? Nu te odihnești? M-am odihnit. Și am venit să întocmesc raportul, că seara e mai liniște. Mă rog, cu condiția să vă cărați voi de aici. Ah,
Mă, ce naiba n-a dispărut mirosul chiorete de aici? Normal că n-a dispărut, Afrodita, că mirosul de țărănoi bălegos nu dispare așa cu una, cu două. O fi intrat în scaun. Cu ce dracu mai miroase, mă, că am scos afară scaunul lui Chiorete. Șefu, doar nu credeți că eu miros, că sunt o doamnă, ce naiba? Ba, fix tu miroși. Dar asta nu înseamnă că nu ești o doamnă. Eu fi intrat mirosul de la Chiorete în piele, mititica, că au stat cu orele bot în bot acolo. Hai, fugi acasă și te speli. Și roagă-te să nu fie vreo boală cum au cobit ăștia, că te bag și pe tine cu Chiorete la subsol. Hai! Și grăbește-te, că la noapte îl filezi din nou pe ăla. Cu Chiorete, ca subsol. Hai, uite, mă, a început Dallas. Gata, m-a luat. Să rup mâna, tanti, ați și venit? Vrei de ce semănați cu Sofica, auzi? Păi normal că seamăn tantălăul satului, doar e fimea. Unde-i? E s-a dus până la mall ca să vă iau un cadou ca de bine ați venit așa. La mall! Ați lăsat-o în destrăbălarea aia cu toate bizipoancele? Nu, nenea, ăsta, tanti. Nu fie. Să șem, e cu nepotul lui Martale, bre, cu costeluși. Vă leu, cu balegaia! E clar, o să facă cu el de mână. Ziceți repede unde e, la ce mall, că mă duc după ea. La... E... Când vin... Cum ești... Cât ai peste drum? Alo, ieșirei pe acolo. Mă duc să mă schimb de mall, țăranule. Eu, țăran, la tine nu se uită. Ce tragi de-a mea scată Sofica goală la noi în baie? Nu-i Sofica, e Măsa. Măsa? Du-te, bă, de aici. Ai văzut tu țărancă să se poarte cu chiloți dintre aia cu dantelă? Dar tu de unde știi, mă, ce chiloți are? Căci că fiindcă am intrat în greșeală peste trânsa în baie. Dacă ziceți că ai Măsa, păi arată beton. Zici că are 40 de ani. Ce vă uitați, bă, caricuricii la bec? Dacă nu mă credeți, duceți-vă în baie să vă convingeți. Stai, năibiște, Antoleule, că ăsta face mișto de tine. Vrea să ți se albească ochii în fleșcăitunelul aia. Așa, hienă. Da, fălogule, eu nu fac glume cu muieri. Că muierile e dușmanii mei. Ai uitat? Și cu dușmanul nu faci glume. Nu faci glume. Cu dușmanul te lupți până la moarte, pupăză. Dacă stau eu bine și mă gândesc... Nu gândi! Să știi că ar putea să aibă 40. Că dacă a fost vagabantă ca sorsa... Sorsa, că a fost vagabantă, sorsa... Da, și a făcut-o pe Sofica când ea avea 16 ani... A făcut-o cu de 16 ani când a făcut-o pe Sofica, cu 22 cât are Sofica acum... Cu... 16 cu 22 cât fac? Deci 3, 2, 4... 8! 3! 38, fălogule! 38! Nu mai te sforțea că îți dai dracu ligamentele și amprentele de la deget! 38! 38 are 38 de te! Măiculiță, ce... Păi, nenică, eu mă duc la sece, că ce prea periculos! Mă duc după Sofica! Dacă cumva nu nimeresc la mall... Niveriți sigur că vă însoțesc eu. Stați să-l sun pe Costel să văd unde sunt. Îl sun după telecomandă, că eu pe telefon mai am minute. Ce-i, Mârlane? A venit mama lui Sofica și vrea să întâlnească cu voi la mall. Zi, unde sunteți, cu aduc eu? Da, Doamne, să nu fie idiot! Da, Doamne, să nu fie idiot! Păi,
Păi nu se poate, bă, că s-a evit o problemă. Ce problemă? Mersi, doamne. Am rămas blocați în liftul din mall, bă. Că s-a luat curentul în tot magazinul și... și nici nu se știe când se remediază problema. Zi să își vadă de treabă, să iasă în oraș, să se plimbe, că o anunțăm noi când ne scot ăștia din lift, da? Hai, pa! Bine, hai, închide tu că eu nu mai am baterie. Că n-aveam, nici n-aveam baterie. N-a închis ce măgar. Au stat, Chilion, că nu puteți să vă vedeți că ei sunt blocați în liftul de la mall. Eu mă duc acolo să mă asigur dacă e bine. Păi nu stați așa, că nu puteți să intrați, că a închis mall-ul acum, că a căzut curentul și cu tot cu lift odată și când, da, și când cade curentul, năvălește orice magazin, fură toate alea, nu mai puteți stai matale aceea jos, te odinești, că ești după drum, dă jos perdeaua asta de tren, îți facem noi un masaj. Da, da, tu unul, da. Și eu unul. Lăsați-mă, da. Naibii, cu masajele voastre, că nu mi-am de dat astea, eu trebuie să mă duc să văd ce face fimea. Păi lăsați, stai, Duduia, stai, vrea că se duce pupăză, că el e vedetă și pe el îl servește cu informații imediat, că știe că lucrez la TV. Da, de ce să mă duc eu? Lasă să se ducă Chiorete, că el e organ de intervenție. Eu o să o servesc pe domnița cu o cafeluță imediat, mă întorc. Lasă, dracu, că îl mai știu eu pe Chiorete, dacă doriți, când am baterie asta, dar faceți-vă comodă, dați perdeaua de trei jos. Poftiți din partea mea. Lasă-o, mă, cu pupăză, Ce ai făcut, mă, ce-ai făcut? Ce-ai adus? Păi, da, Andrei, am trimis, mai bine dați asta jos să nu s-o dichiloți, dați bluza. Mărlane, lasă-mă că mă schimb la baie. La baie, la... e rușinoasă, dar e sănătoasă. Ai uite, bă, ce de puștoai că am făcut. Urlă hormonul, ia. Stai locului, că tu ai femeie! Ce femeie, mă, ce femeie ai, femeie? E antifemeie! Că din cauza ei nu mai poți să umblu cu nicio femeie! Și de-aia urlă hormonul mine! Dă-te! Da, mă, scui pe mine că te-l găsesc, dracii! Dă-mă! Zi-te! Ce cauți mai aici? Am venit să vă demonstrez că nu mă miros urât. Ia! Așa, să vă demonstrez că n-am nicio boară de-aia urât mirositoare cum susținea Petreuș ăștia doi. Nu miros. Te pomeni că Afrodita l-o fi împuțit pe el. Ce-a făcut? Mi-a aruncat cu miros pe haine? O strâng de gât pe hartie! Nu, mă! Ți-a dat mirosul ei, că și ea pute. Afrodita pute? Adică, da! Păi normal, că doar e o putoare! Păi și asta însemnează că o mutați pe ea cu biroc cu tot la beci, nu? Cam da. Ha! Ți-ar zuluchei, dracu! Păi, dracu țărănui, mereu are noroc! Bine, măcar că nu mai stă cu Afrodita la subsol. Cu Afrodita la subsol. Corect. Noi doi. Noi doi și Afrodita. Ești genial. Nu ai înțeles. Noi doi, adică eu și cu ea. Poponetele de cremă, că eu am adus-o. Poponetele de cremă. Stai acolo. Îmi cer scuze, dar trebuie să plec. De ce? Mi-am adus aminte, am ceva important de făcut. Da, dar bine ai venit, am făcut eu ceva nepotrivit? Nu, nu, vorbim. Ba, nu eu miros așa!
Bă, asta vrea să mă bage în abstinență. Vrea să-mi crească mustață. Amorea! Boss! Ce cauți aici? Hai, pleca, că trebuie să vină niște parteneri de afaceri, că am o negociere. Boss, nu te mai ascunde, că știu că trebuia să te întâlnești cu Sofica. Ea mi-a zis că m-a rugat să vă acopăr. Nu mi-e frig, mersi. M-a rugat să vă acopăr, nu cu pătura, să vă acopăr să nu vă afle nimeni de întâlnire. Și Sofica unde este? E încă în vilă. Nu poate să vină pentru că așteaptă să adoarmă ăia, că i-a pus baba să o păzească. Nu mai bine te duci tu acolo la ea? Corect. Yes. Da. O, ce ocazie. Alo? Lolita? Ia zi, popușică, ce program ai în seara asta, a? Normal că am bani. Și nu numai. Că-i bine. Bună dimineața, cupăniță! Permite să vă ofer un ceai. Ce faci pe acolo? Vreau să iau niște aer. De unde? După geam? Ieși matale pe ușa, cum se iasă normal. Păi n-am vrut să vă deranjez. Dar uite ce, nu dormiți la ora asta? Am vrut să ne asigurăm că nu vă lipsește absolut nimic. Da, orice aveți nevoie să ne ziceți, că noi vă rezolvăm și împreună și pe rând, cum dorește căprioara. Cum dracu ajung eu la puti? Mulțumesc frumos! Hai, mersi, d-astea, Cilea! Dracu, ce cruncă! Și dacă mai e ceva, vă chem eu, hai! Ce-a... Mulțumesc! Păi și nu... Să ne rugăm mai un pic! Doamnă! Doamne, îmi trebuie un plan! Ce fac? Îmi trebuie un plan! Nani, parcă și-a rămas. Doarme ușor, porcușor, nani, hai lasă-mi, porcușor, doarme ușor, porcușor, nani. Yes. Pe mintea copiilor l-am rezolvat. Acum ajută-mă, Doamne, și cu chitra. Sofica nu e aici, scălțone. Nu minți, a zis Gogoșa că e aici. N-ai înțeles tu bine, a zis aici, adică acolo cu el în lift. Pentru că sunt blocați amândoi la mol în lift. Mă, tu-și bagi joc de mine, vrei să mă enervezi? Dacă am vorbit cu Gogoșa din aură la mine la club? Păi și Sofica unde e? Aici, amețitule. Aici e doar măsa. Sofica s-a dus să se întâlnească cu tine. Mi-o omoară baba. Și măsa e baba? Stai, mă, că nu de măsa, nu Sofica ziceam. Da, s-a eliberat și s-a dus cu gagică să facă măgării. Nu e așa că sunteți nervoasă? Nu e așa că vă vine să violați pe cineva? Exact! Dar nu pot pe burta goală! Hai să mergem în oraș să mâncăm ceva și după! Faci cinste? Da, de ce în oraș când frigiderul geme de mâncare? Mă pupă, zău! Odată vin și eu la capitală! Vreau să mănânc și eu niște bunătățuri, niște scumpeturi de-alea! Păi atunci mergeți, mâncați și eu vă aștept aici ca să pregătesc atmosfera pentru viol. Ok. Vin imediat. Păpușică, bagă ceva în tine că avem nevoie de energie. Că începe imediat partida de rodeo. Abia aștept. Ce cauți aici? Parașuto! Da, tu ce cauți aici? Când mi-ai zis că vrea să facă cu două. Cu două? Femeia tingrat. A crezut că nu mai ajung și ce-a zis? Să profite de atmosferă. A venit, amore. Amore? Mai ai tu peu să-mi spui amore? Sau nu mi-mi ziceai corect? Îi ziceai lui asta. Dar cu asta să rămâi amore. Amore! Și tu cine ești? Cine te-a chemat aici? Gogoașă,
Dar să știți că dacă vreți să o facem în trei, costă triplu. Îl termin. Sunteți bisexual? Păi de ce n-ai zis așa? Mai chemăm și o prietenă. Că doar n-am chef să mă plictisesc uitându-mă la voi. Oh, baby, ești gata să mă termini? Normal! Și masochism? Super! Ăsta, sigur, e club de fotbal sau de plăceri? Sofica, ce semeni cu maică ta? Tu te-ai eliberat? Da, te oftici? Păi și de ce ai venit aici? Că-s calțonii deja la locul de întâlnire, fugi acolo! De ce? Ca să poți să mă torn la tanti, cum ai turnat și la maică mea? Eu? Te-am turnat la maică ta? Cine ți-ai zis prostia asta? Chiar ea, nemernicule! Ia! Sofica, tu ești moarta? Exact! Și parcă-ți rămăsesem datoare și cu un fior. Ia-te-l! Scuze, pupăzel, dar știi, așa violez eu, așa m-am învățat scalțone. Ce tot te răgești, mă, ce ai? M-a spart! Așa meseria și e? Ai făcut-o cu ea? Da, du-te, du-te și tu! Du-te! M-a spart și pe mine. Ți-am zis eu că-i meseriaș. Pe tine te mai chemat odată. Nu! Fia, pă, poporețule! Păi ce credeai, mă, că te las singur cu Afrodita în pivnița? Ok. Dar fii atent, o împărțim frățește. S-a făcut! Hai, de aici! Afrodita! Afrodita! Ce e, mă? Așează-te repede pe scaunul ăsta și citește dosarul ăsta, că a zis șeful să preiei tu cazul. Bă, tată, la cine n-ai pe mai miroase mai aici? De la tine, trădătoare! Ai făcut-o special ca să-mi strici mie șusta! Ești geloasă că la tine nu vin bărbații seara! Vin eu și eu vin! Teo, e o încurcătură! Ce încurcătură, mă? Nu vezi nicio hal pute aici de la tine? Nu pute de la mine. Uite, o miros a parfum ea. Da. Păi... Și atunci de unde vine mirosul ăsta? Nu știu. Voi ați fost măgari împuțiți. Deci nu vă mai ajunge să vă liți după Afrodita aici și ați venit la mine în casă, a? Să ne dați ciupercile și exemele voastre. Nu! Mai spune, uite, mirosim de la crema asta! Uite de la crema asta, da! Da, că trebuie să plecăm într-o misiune undercover și trebuie să părem boschetari. Adică voi mi-ați dat cu crema aia pe haine? Păi atunci haideți, mă, să vă ajut eu să vă deghizați în boschetari. Haide, iar de-i la meclă, pentru că boschetarii au nasurile umflate de la urolat. Haide, șeful, ajutor, șeful! Trimiteți-ne în pivniță, șeful, că noi mirosim! Și eu pun, șeful! Care te fugi acasă și te speli. Și dacă mai miroși, îți mut biroul la subsol până faci investigații medicale. Hai! Da. Stai, nebii, ce tântălăule! Nu vezi că ăsta face mișto de tine? Tu vrei să faci albați? Să faci alb, n-aș fi și eu. Vrei să faci... Hai, dă-te-o de la Bogdan, că n-a dat-o bine. Deci o dăm tot în aia. Deci tot în aia o dăm. Acțiune. Asta ești că e varan de la Licuriș, de la... Da, ăia, cum sunt șopârlele alea. Hai că s-a ținut el de-i tribuna și cheamă. Șopârlă, Licurici. Oh, hai, gata, hai. Hai, umflă-i apifometru, umflă-i, pentru că boschetarii au nasurile umflate de la urmă.